Este în natura omului să-și îmbunătățească viața, să vină cu inovații, invenții, să dezvolte lucrurile pe care le-a avut până acum din lucruri rudimentare în lucruri mai complicate pe care mai târziu le va considera rudimentare și le va transforma în lucruri mai complicate pe care le va considera rudimentare și tot așa mai departe. Lumea este plină de invenții, de inovații, de inteligență și de invenții care n-au niciun fel de rost, poate ideea de a te enerva până în pânzele albe prin simpla lor existență. Uneori acele invenții existente sunt YouTuberii tăi preferați sau mai puțin preferați, alteori sunt elemente care vor fi discutate în episodul de astăzi. Haideți să începem și pentru început o să vorbim despre Vanta Black. Cu siguranță dacă ești mare fan al canalelor auto, canalelor de mașini, de pe YouTube, te-ai uitat la episodul al lui Drive Tribe, cred, dacă memoria mă servește, în care au prezentat un X6, cred că era negru vopsit în Vanta Black. Atunci am dat pentru prima dată de culoarea Vanta Black, iar lângă mine am acel exemplu de X6 care este Vanta Black. Nu este atât de evident și de dureros negrul al unei mașini, pentru că totuși, în condițiile în care a fost pusă această mașină, au trebuit să pună multă lumină ca să poți să-i facă poze cumva. Și pentru că așa funcționează mintea umană, noi reușim să umplem golurile, având atât de multe elemente familiare, faruri, stopuri, grilă, geamuri și așa mai departe. Însă, uitați-vă la această imagine. Ați crede că am tăiat pur și simplu o gaură în clip. O să pun o poză în albă pe fundal și peste acea poză albă vă arăt Vanta Black. Pare că am tăiat pur și simplu în acea poză. Aveți acest exemplu cu oameni care țin Vanta Black în față sau acest bust, nu bust, față în Vanta Black. Nu este tăiat, este atât de negru. Ai crede că este o gaură neagră care a început să absorbă totul în ea, dar nu e gaură neagră, este cel mai negru obiect din lume. Creatorul acesteia spune că absorbe 99,96% din toată lumina, inclusiv ultravioletă și infraroșu. Ba mai mult de atât, se spune că nu există niciun instrument de măsură care să poată să măsoare precis cât de întunecat este Vanta Black. Și această vopsea, trebuie să știți că nu este vopsea, nu este nici vinil, este o cremă. Pe suprafețe se întinde un strat subțire de nanotuburi care sunt de 3500 de ori mai mici, mai subțiri în diametru decât firul de păr uman, și în acele nanotuburi este prinsă lumina și se pierde, se izbește de toți pereții și nu reușește să mai iasă afară. Noi lucrurile pe care le vedem, le vedem pentru că reflectă lumina, noi vedem lumina care se întoarce înapoi în ochiul nostru de pe marginea obiectelor care există. Vanta Black, nelăsând lumina să se întoarcă, îl face pe ochiul uman să creadă că nu există nimic acolo, este doar întuneric, e noapte. Din fericire, este destul de scumpă Vanta Black, pentru că sunt sigur că dacă ar fi ieftină, o grămadă de YouTuberi ar face o grămadă de farse prin care ar pune ceea ce ar părea să fie o ușă sau o deschidere doar ca să filmeze oamenii cum se izbesc foarte amuzant de un perete. Mai departe, avem posibil cea mai scumpă baterie din lume, numită dinosfera. Dinosfera este o sferă în care se află lichid și dinoflagelate, de unde sferă și dino. Aceste dinoflagelate sunt ca licuricii și ca alte animale marine bioluminescente. Acestea își produc singure lumina. Singure. Trebuie să le lași la lumină solară undeva între 8 și 14 ore în fiecare zi și acestea vor lumina noaptea pentru 3 luni. Trebuie să le dai de mâncare în fiecare zi și după 3 luni trebuie să scoți din nou 300 de lei din buzunar să-ți cumperi o altă minge care dă puțină lumină și în care trăiesc niște creaturi pe care le-ai blocat săracele într-un univers micuț, într-o minge, cam ca noi de altfel. Planctonul, pentru că trăiește doar câteva luni, trebuie să fie înlocuit. Din acest motiv am spus că este cea mai scumpă posibil baterie din lume. Mai mult de atât, trebuie să o hrănești și să o pui mereu la lumină ca să nu moară planctonul. Așa că e mai mult, nu știu, enervantă, hobby decât utilă. Cu siguranță ați auzit de Dyson, dacă vă plac gadgeturile. Știți că Dyson sunt cei care fac probabil cele mai bune aspiratoare din lume. Au vrut să facă și o mașină electrică, au investit o grămadă de bani în ea. Când a fost gata, au renunțat la proiect. Sună interesant o mașină Dyson. În fine, băieții știu să facă niște motoare incredibil de bune pentru aspirat, pentru făcut ventilatoare în casă fără elice chiar, ceea ce e foarte interesant. Au făcut elicea pe interior, tare. Iar unul dintre inventatorii lor și-a luat un an liber pentru a lucra la o fântână arteziană care curge în sus. Acum te întrebi, cum își aplică un inventator și inginer în aparate de aspirat experiență la o fântână care curge în sus? Foarte simplu, nu poți să faci apa să curgă în sus, evident, însă poți să creezi iluzia. Cum creezi iluzia? Sufli un flux foarte îngust și puternic de aer,
sub apă. Astfel, aerul mergând în sus, faci să pară că și apa merge în sus. Așa funcționează, este foarte rar văzută în slăbăticie această fântână, merită văzută. Ferofluidele. Vă aduceți aminte de acea scenă care părea total nerealistă din Cloverfield Paradox? Nu aceea în care oamenii s-au trezit că au intrat în perete, ci aceea în care exista un lichid pe care le electrizau și se transforma în metal dintr-o dată, era lichid și în scena când l-a prins pe actorul nostru preferat, The Jim din IT Crowd și l-a trât în perete. E bine, trebuie să știți că acel ferofluid există în realitate, a fost inventat de NASA de ceva vreme și are aplicații medicale pentru început. Acest fluid s-a dezvoltat din nevoia de a controla cumva fluidele în spațiu, astfel adăugând metal poți să magnetizezi fluidul și să nu se mai piardă apa peste tot, pentru că apa într-o navetă spațială este foarte primejdioasă intrând în circuite. Da, poți să faci totul rezistent la apă, dar dacă reușești să faci într-un telefon în buzunar cum reușești să faci și pe o navetă spațială, trebuie să știi că dacă ți-a căzut telefonul din buzunar, din mână, odată pe jos, e foarte posibil ca acea rezistență la apă să se fi dus pe apa sâmbetei. La fel se întâmplă și la navetele spațiale. Când părăsesc pământul și se zgulție din toate încheieturile sau chiar când sunt în spațiu, sunt supuse la presiuni incredibile, astfel chiar și rezistența la apă plănuită de jos e posibil să dispară. Planul secundar ar fi să magnetizezi apa și să o atragi de peste tot într-un singur loc. Vrei să bei apă cu fier? Nu știu. Vrei să fii trecut în lista primilor inventatori care au făcut posibilă dezvoltarea roboților din Terminator? Nu știu. Mai departe avem Gombok, un obiect matematic cu care te poți juca ore în șir. Este echivalentul ASMR sau a slime-ului, în care nu se întâmplă nimic, dar dintr-un motiv sau altul nu poți să te oprești de la te uita la cum se mișcă acel slime sau cum plăștește cineva. Exemplu cu slime e mai bun. Iar dacă ai un prieten sau pe cineva foarte apropiat ca și matematician, este cel mai cool cadou pe care e posibil să îl dai. Și asta pentru că este rezultatul a 10 ani de calcule și experimente matematice și acest obiect dovedește o teorie din matematică. Iar teoria spune că un obiect monomonostatic e posibil să existe. Explic. Acesta este un obiect care are o singură suprafață pe care se poate odihni, pe care poate să stea. Un pătrat, de exemplu, de fapt un cub, are 6 suprafețe pe care se poate odihni, pe care poate să stea. Dacă ești extrem de bun și reușești să găsești echilibrul perfect, poate stă și în muchie? Cine știe? Dar un obiect monomonostatic este un obiect tridimensional care poate să stea pe o singură latură. Și în caz că tot nu m-am făcut clar, este un obiect care, indiferent cum este pus, își va găsi punctul de odihnă, de stabilizare singur. Dacă l-ai pus pe orice latură a lui, el se va întoarce, se va învârti singur până va ajunge pe partea pe care trebuie să stea. Este un obiect incredibil de cool și, cum am spus, trebuie să ai pe cineva foarte apropiat în familie ca să îi dai un asemenea cadou, pentru că este în valoare de 1000 de euro. Dar măcar poți să-l cumperi, spre deosebire de următoarea invenție. Nu știu, spuneți-mi voi în secțiunea de comentarii dacă sunteți de părere că este util un robot treaptă sau un robot podea. Acest robot are simpla funcție de a păși în fața ta. Simte presiunea care este aplicată de încălțămintea ta asupra plăcilor sale și pe măsură ce te pregătești să ridici piciorul să pășești în față, și el se va ridica de sub tine și va păși în întâmpinarea următorului tău picior. De ce spun că este inutilă? Cu siguranță nu o să ai încredere niciodată în disponibilitatea bateriile sau cheful lui de a ajunge la timp sub piciorul tău, astfel că întotdeauna vei merge cu grijă, stresat, pășind ca pe cioburi, ca să nu cazi de pe ele. Mai mult de atât, care este scenariul în care avea nevoie de o podea robot în contextul în care poți să mergi peste tot pe pământ? Prin băltoace micuțe, să zici că nu vrei să te uzi, este robot, poate se udă el, se strică și rămâi în mijlocul băltoacei. Oricum nu te poate duce mai departe de ziduri, trebuie cărat în sus și în jos pe scări, trebuie încărcat și plătit. Spuneți în secțiunea de comentarii ce utilitate credeți că ar putea să aibă podea mobil robot. Nisipul hidrofobic este un cadou pe care ți-l faci singur. Să spunem că mergi la mare sau vrei să aduci mare acasă și cumperi nisip copiilor sau familiei pentru a se juca și a face castele de nisip. Nisipul hidrofobic, așa cum se vede și din imaginele de lângă mine, foarte evident este un nisip care nu se unește cu apa. Atunci când îl întorni în apă, arată ca o înghețată turnată în con, zici că e lavă, pentru că se întărește,
similar lava, și nu nisipul este special, ci substanța hidrofobică de pe suprafața nisipului. Aplicații practice nu are nisipul în sine, substanța hidrofobică are, poți să-ți acoperi încălțămintea și vei plăti pentru asta la magazine, iar încălțămintea ți se va uda în continuare. Inventatorii s-au gândit că ar putea să fie utilizat acel nisip în regiuni deșertice pentru a combate efectele negative ale lipsei de apă, dar nu a mers prea bine. S-au gândit să-l folosească în diguri pentru inundații, dar nu a prins nici această idee. Ba chiar ai putea să-l cumperi ca și nisip pentru lădița cu nisip a pisicilor, ca să poți să colectezi pentru veterinar urina necesară testelor, urină pe care o lasă în ceea ce ar crede că e nisip normal, dar de fapt e nisip hidrofobic. Telefonul celular robotic. De parcă mai ai nevoie de încă o metodă prin care să îți convingi prietenii, iubiții, cunoscuții să stea și mai mult în fața telefonului. Robotul telefonic e simplu, nu este un telefon care se deschide singur, deși ar fi interesant să fie cu clapetă flip să se deschide singur, cum a fost Nokia 8800 pe vremuri sau 7800 de apăsat pe buzon al lui Neo din Matrix. În fine, robotul telefonic este un telefon atașat de un robot și în loc să folosești funcționalitățile de apel video în care te vezi om cu om, acel robot încearcă să îți traducă expresiile feței, să le trimită la celălalt robot, trebuie să fie doi roboți. Tu trebuie să ai robot, cel cu care povestești trebuie să ai robot, că altfel nu funcționează marketingul, și celălalt robot încearcă să exprime, cât de bine poate un robot să exprime, expresiile pe care celălalt robot le-a transmis văzându-le la tine. Dacă te plictisești, face gesturi, e un fel de robot de interacțiune din partea celor doi oameni. Din nou, cum spuneam, există apeluri video. Dacă lista de îndeletniciri s-ar extinde mai departe de strâmbat, dansat, mers și învârtit prin cameră, ar putea să înceapă să aibă aplicații practice. Există două versiuni ale acestui robot, Kalo și Kali, în momentul de față, posibil să se mai fi dezvoltat altele între timp. Dintre cele două se pare că mai bun este Kalo. Dacă sunteți rupți, sfâșiați între opțiunea de a vă cumpăra o mașină nouă și un robot din acesta, vă las un link în descriere înspre pagina de Amazon de unde puteți să-l cumpărați. Glumesc, nu vă las link. Containerul Wikicell comestibil. Trebuie să spun, de multă vreme m-am gândit la această invenție, m-am gândit cât de cool ar fi să existe o învelitoare, o suprafață protectivă care să poată să existe peste alimente, acestea să fie conservate, păstrate, protejate de mediul exterior și totuși să fie biodegradabile, mai mult de atât să fie mâncate. Inventatorii au reușit să dezvolte un asemenea produs, Wikicell se numește, dar e posibil să nu fi știut că majoritatea fructelor și legumelor, dacă nu toate, au deja o protecție naturală biodegradabilă care poate să fie consumată. Problema mai departe a lui Wikicells este faptul că, să zicem că vrei să-ți cumperi un baton de ciocolată, o înghețată, mozzarella, paste, chipsuri, semințe, ce vrei tu să-ți cumperi, și acele lucruri sunt ambalate în Wikicell. Care este certitudinea ta că acel produs nu a mai fost luat în mână de 10.000 de oameni, 15.000 de bebeluși s-au pus mâinile și saliva peste tot, câteva femei l-au luat, l-au mirosit, l-au dat pe față, l-au pus în coș lângă carne negătită, după care s-au răzgândit și l-au pus înapoi, în așa fel încât tu când îl cumperi, acel ambalaj care ar trebui să protejeze totul, îți dai seama că ar fi trebuit să afle la rândul său în câteva straturi de plastic protectiv. Din acest motiv, invenția nu a funcționat, ar fi trebuit cumva să se împingă mai departe și încă se lucrează la variante mai bune. Aceasta are și un segment dulce pentru a fi mai savuros la consumat, pentru că oricum fructele și legumele care au învelitoarea naturală trec prin același proces, iar odată ajunse acasă, sunt spălate bine mersi și sunt consumate. Trebuie să nu uităm, morcovii cresc în pământ, printre viermi, gândaci, rozătoare, și mulți oameni doar spală morcovul, nici măcar nu-i dau jos primul strat pentru a se asigura că este mai curat, așa că nu aș fi atât de stresat de Wikicells. O altă invenție interesantă pentru matematician sau pentru oricine vrei să enervezi este Rattleback-ul. Acest obiect care seamănă cu o canoe, e un fel de fidget spinner, dar te rog nu-i cumpăra acest obiect cuiva care ar avea nevoie de un fidget spinner pentru că îl va enerva din calea afară. Să explic, dacă îl învârți în stânga, se va învârti fără nicio problemă. Frumos, wow, ce te va impresiona. Dacă îl învârți în dreapta, va protesta. Se va opri din loc și o să o ia în direcția opusă în care vrea el să se învârtă,
nu în direcția în care i-ai zis tu, în dreapta. Acest obiect există de mai bine de 1000 de ani, a fost inventat undeva în lumea celtică și până recent, doar în ultimele zeci de ani, și-au dat seama oamenii de știință de ce se comportă în acest fel. Mai multe reguli matematice și de fizică se aplică asupra lui, centru de greutate, forța de fricțiune, viteza și masa, care explică de ce el preferă, în ciuda forței pe care tu exerciți cu mâna asupra lui, să se oprească și se învârtă în direcție opusă. Din nou, un cadou fain și cool pentru un matematician. Mai departe avem Starlit-ul, Starlight. O invenție extrem de utilă și enervantă pentru că oamenii de știință lucrează de ani de zile să reușească să o inventeze din nou. În 2013, o companie a spus că a reușit cumva să o refacă, dar, având în vedere că încă nu are un contract cu NASA, e posibil să nu fie atât de aproape de invenția originală. Starlit-ul este un material care protejează de căldură, un izolator, care a fost inventat de către un inginer amator frizer de meserie. Inventatorul britanic, Maurice Ward, a început să-și prezinte invenția prietenilor, dar și companiilor, cărora n-a vrut să le lase o mostră de teama că vor reuși să refacă invenția lui, să nu-i mai dea niciun ban, și nici n-a vrut să spună cuiva să scrie undeva cum a inventat, cum a ajuns la această concluzie, la această invenție. Din nefericire, nu au reușit să-și vândă invenția pentru că NASA, de exemplu, nu a fost de acord cu termenii și condițiile lui și nenea a murit înainte de a transmite cuiva invenția. De ce era utilă? Oprea căldura până la o temperatură de 2500 de grade. Dacă ai fi luat un ou, l-ai fi ambalat în Starlit și ai fi pus pe aragaz, oul nu s-ar fi încălzit, nu s-ar fi copt, nu s-ar fi gătit. Ar fi putut să reziste la temperatura a 75 de bombe care au căzut peste Hiroshima. Era ieftin, ai fi putut să izolezi case. NASA era interesată pentru că ar fi avut nevoie de asemenea element în producția de nave spațiale. Boeing a fost interesat pentru că pe vremea aceea el se ocupa de producția de navete spațiale pentru NASA. Dar din nefericire, pentru că oamenii nu au căzut de acord, secretul Starlit-ului a fost luat pentru totdeauna în mormânt. Un lucru la polul total opus a ceea ce a făcut Dumeo Santos, un inventator brazilian care este și inspirația din spatele ceasului masculin Cartier și cel care a popularizat ceasurile Cartier, inventator, designer și inovator a cel puțin 20 de aparate aeronautice, avioane, biplane, elicoptere și altele. Vă recomand, dacă n-ați văzut încă, episodul despre Cartier și viața lui Santos Dumeo. Acum spuneți în secțiunea de comentarii care sunt invențiile din această listă care v-au plăcut, care credeți că sunt idei bune, care este invenția voastră preferată și care dintre voi aveți un proiect pe Kickstarter. Nu vă mai țin, vă mulțumesc tare mult pentru share, like și abonare, cu butonul de notificare, mulțumesc patronilor care au fost lângă mine până în acest moment. Eu sunt Alex Cosma și în data viitoare, atenție, cad mereu!